Educația este cheia unei comunități sustenabile care va genera dezvoltare, inovare și spirit antreprenorial. Asociația SOS Țara Făgărașului împreună cu USAMV București au demarat campania de informare Cercetarea Horticolă în sprijinul comunităților, campanie care se adresează fermierilor din zona Brașovului. Conceptul asociației este unul îndrăzneț și se adresează tuturor celor dedicați horticulturii în vederea dezvoltării valorilor comunitare locale. În cadrul proiectului Educație și Comunități Sustenabile desfășurăm o activitate frumoasă în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, intitulată Cercetarea Horticolă Bucureșteană în sprijinul comunităților. Este un proiect de suflet pe care îl desfășurăm de mult timp împreună cu Universitatea din București și avem plăcerea în zilele acestea, 1 și 2 aprilie, să avem oaspeți de seamă, invitați atât de la Universitatea din București, cât și din alte organizații, și încercăm să facem educație pentru adulți. Conceptul nostru de educație și comunități sustenabile pornește de la ideea că o comunitate poate fi sustenabilă dacă educația începe din școală, din grădiniță și continuă până la bătrânețe. Din acest motiv am întreprins și întreprindem în continuare diverse activități în cadrul acestui concept. Activități pe care le puteți viziona pe site-ul Asociației SOS Țara Făgărașului. Educația este foarte importantă atât la nivel primar, cât și la nivelul adulților, mai ales în ceea ce privește acest domeniu foarte de interes, și anume sustenabilitate, energie verde, energie regenerabilă, și la nivel european se acordă foarte multe fonduri și se vor acorda în perioada următoare în continuare fonduri pentru a cumpăra panouri fotovoltaice, pentru a investi în izolarea termică a locuințelor, și sunt foarte multe apeluri care se adresează fermierilor pentru a produce alimente de înaltă calitate și ecologice.